Un bebeluș a rămas incapabil să meargă sau să vorbească după ce a suferit în mod tragic un accident vascular cerebral la prima sa aniversare. Mama copilașului din UK este devastată. Conform observator, Blake, care are doar 17 luni, a rămas cu un handicap mental și fizic. Copilașul nu poate merge sau vorbi după ce a suferit o serie de accidente vasculare cerebrale devastatoare. Mama micuțului Kelly, în vârstă de 29 de ani, a fost cea care a constatat că unul dintre brațele micuțului a devenit moale și a târna incontrolabil, așa că a decis să-l ducă la doctor, relatează Mirror. După ce a fost dus la spital, Blake a suferit încă cel puțin 4 accidente vasculare cerebrale și a petrecut următoarele 16 săptămâni la spital. Medicii cred că Blake are o afecțiune genetică, s-a născut cu artere carotide înguste în gât, precum și cu vase de sânge mai îngustate, care nu pot fi operate. De asemenea, a fost diagnosticat cu distonie, care poate provoca spasme de mișcare și contracții incontrolabile. Pentru a ajuta familia să strângă bani pentru tratamente, mătușa lui Blake a creat o pagină de donații. Ea a depășit deja un obiectiv de strângere de fonduri de 150 de lire sterline pe pagina GoFundMe, cu un total actual de 3.000 de lire sterline și mai multe donații suplimentare, relatează observatornews.ro.